Mai mulți polițiști au fost audiați și doi reținuți în urmă cu puțin timp după moartea bărbatului din Pitești pe care agenții l-au trântit la pământ. Legiștii spun că victima a avut un sfârșit violent. În spitalele COVID, paturile se ocupă imediat, spun responsabilii, pentru că nu mai aveau loc. Patru pacienți au fost transferați din București la Iași. Doi dintre ei au murit la destinație. Și Israelul își deschide granițele pentru turiști din 23 mai cu două teste negative de COVID și o analiză pentru anticorpi. Amalia Enache vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Doi polițiști au fost reținuți în urmă cu puțin timp la finalul audierilor în cazul morții bărbatului din Pitești, pus la pământ de agenți. Medicii legiști spun că omul a avut un sfârșit violent și a murit asfixiat. Polițiștii au fost audiați, la fel și martorii, iar imaginile surprinse în momentul intervenției sunt analizate minuțios de anchetatori. Polițiștii reținuți sunt acuzați de lovituri cauzatoare de moarte. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În imaginile surprinse de un martor vineri, se vede că bărbatul se certa cu polițiștii care ajutau la evacuarea localului, unde izbucnise un incendiu, și nu voia să plece. La un moment dat, unul dintre agenți l-a trântit la pământ. Martorul care a filmat scena susține că bărbatul nu era agresiv, dar nu a făcut ce i s-a cerut. I s-a spus de vreo câteva ori vrei să îndepărteze, nu prea înțeles acest lucru, nici de cum nu a fost violent. Primul polițist l-a prins atunci de mână, probabil a vrut să-l prinde de mână, de braț, să-l conducă mai încolo, dar probabil celălalt coleg al dânsului, cel în verde, a crezut că este un moment de imobilizare a cetățeanului. Acum, legiștii și-au prezentat concluziile. În urma autopsiei am constatat că moartea a fost violentă, survenită în urma unui politraumatism, iar cauza imediată de deces a fost asfixia mecanică, iar ca mecanism, ca nasul generator de comprimare a părților moia de gâtului, și a toracului. Are o alcoolemie de 300 de grade. Cu alte cuvinte, bărbatul a murit sufocat. Legiștii mai spun că victima nu a suferit un infarct, ci mai multe traumatisme, inclusiv o lovitură la cap, provocată de cădere. Nu se știe deocamdată dacă bărbatul suferea de vreo boală gravă. Anchetatorii așteaptă analizarea altor probe prelevate. Este vorba de rezultatele de laborator, din sfera laboratorului de anatomie patologică, dar și din sfera laboratorului de toxicologie medico-legală. Toate probele adunate sunt analizate. Imaginile surprinse de martori vor juca un rol important. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă felul în care polițiștii l-au imobilizat pe bărbat i-a făcut rău. În prima fază au fost audiate cel puțin 10 persoane, martori, un membru al echipajului SMURD, dar și 4 polițiști bănuiți că ar fi intervenit brutal. Însă numărul celor chemați la audieri ar putea crește în funcție de ce declară cei audiați deja. Unul dintre polițiști, cel care l-a pus la pământ pe bărbat, a venit însoțit de un lider sindical. Ce ne puteți spune despre de o anchetă care este în derulare, da? Avocată? Nu, sunt liderul de sindicat de la SNPPC. Urmează să evaluăm probele analizate până în acest moment, inclusiv imaginele surprinse, în raport de aceste leziuni pentru a stabili o eventuală participație penală a persoanelor implicate. Poate având în vedere contextul în care s-au produs aceste leziuni și multiplitatea acestor leziuni, trebuie să stabilim clar o eventuală contribuție a participanților. Am avut o discuție cu domnul Bode, i-am cerut o anchetă foarte rapidă și i-a spus că vinovații trebuie să răspundă. Am tăbărât pe el, l-a imobilizat la pământ și a ținut acolo 2-3 minute. Bărbatul avea 63 de ani și lucrase la combinatul petrochimic din Pitești. Mai avea 2 ani și ieșea la pensie. Familia acuză că intervenția polițiștilor i-a adus sfârșitul. Este crimă și seamănă cu crima din America, numai că nu seamănă noi ca popor cu americanii. În certificatul ăsta ce scrie, atât de cap și până în picioare, bătuți și loviți și spart vizual. Spune tot. Geaca aia galbenă, în fosforescentă, ăla s-a aruncat pe el, primul, să plătească.
Nu se știe deocamdată cât timp și în ce mod a fost ținut bărbatul la pământ până i s-a făcut rău. Pe frontul pandemiei de COVID-19, situația este gravă. Spitalele sunt pline de pacienți care au nevoie de ajutor și de un pat la terapie intensivă. 4 bolnavi au fost transferați din București la Iași, însă 2 dintre ei au murit la destinație. Pentru că spitalele COVID din București sunt pline, 4 bolnavi cu vârste înaintate au fost transportați la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Doar 2 mai sunt în viață. 2 dintre ei au decedat, ambii cu vârstă de aproximativ 70 de ani, dar cu afectare severă a plămânilor de peste 80% și cu multiple patologii asociate, diabet zaharat, hipertensiune, boală renală cronică. Și la Cluj-Napoca, numărul paturilor ATI este insuficient. În ultima săptămână, numărul celor care au avut nevoie de terapie intensivă nu a scăzut sub 90, arată rapoartele zilnice. Ocuparea paturilor se face aproape instant. Nu știu dacă mai e rost să discutăm despre greutatea cu care se confruntă medicii. N-au avut zile libere de mai bine de un an. Lucrează cu motoarele turate la capacitate maximă. În continuu sunt epuizați. Autoritățile au avut o nouă ședință pentru a căuta soluții. Ținta de 1600 de paturi la ATI nu a fost atinsă. De joi și până astăzi au fost operaționalizate încă 12 paturi la terapie intensivă și la nivel național, acum, în acest moment, sunt 20 de paturi libere. Situația pentru terapie intensivă rămâne tensionată. Nu sunt 1600 încă. Mai avem vreo 40 sau 50 de paturi până la 1600 de paturi. Sunt probleme și din cauza personalului insuficient. Legislația nu permite noi angajări la ATI pe o perioadă nedeterminată, iar asta duce la epuizarea medicilor și asistentelor. Sunt extrem de obosiți. Practic, singura lor prioritate este activitatea din spital. Orice altă activitate personală este pusă pe un plan secund. Și efortul și intensitatea efortului pe care îl realizează de atâta timp își pune amprenta pe starea lor de sănătate, din păcate. Un număr mai mare de angajați ar diminua sarcina care este pe fiecare angajat, care în acest moment este triplă. Premierul Florin Câțu, ministru interimar la sănătate, a cerut inspecției sanitare o evaluare zilnică a numărului de paturi disponibile la terapie intensivă. Premierul a răspuns astăzi acuzațiilor făcute de Vlad Voiculescu legate de o posibilă raportare eronată a celor răpuși de COVID. Prim-ministrul susține că a fost informat că la Ministerul Sănătății nu ar fi fost niciun grup de lucru care să investigheze această suspiciune, așa cum declarase inițial Voiculescu. Abia acum va începe o investigație, spune Florin Câțu. Vlad Voiculescu este de părere că s-au comis greșeli în această privință. Datele pe care se bazau deciziile erau greșite și a fost cu stupoare. Ne-am dat seama aproape în fiecare săptămână că încă ceva este greșit. Fie că indicatorii sunt calculați greșit, pentru că au fost un pic mermeliții ca să arate un pic mai bine la anumite perioade, fie mai târziu am văzut și lucrul ăsta despre care am vorbit zilele trecute, că inclusiv numărul de decese nu pare să fie raportat corect. Declarațiile au fost făcute în fața actorului Marius Manole la emisiunea Întrebarea mesei rotunde de pe ProTV+. Fostul ministru al sănătății a dezvăluit și că a primit în ultima perioadă mai multe amenințări cu moartea. Puteți urmări întreaga emisiune online pe protvplus.ro. Răvășitoare în simplitatea și eleganța lor, funeraliile ducelui de Edinburgh i-au impresionat profund pe britanici. I-a mișcat mai ales singurătatea reginei în strană, unde a fost izolată de copiii și nepoții ei din cauza regulilor antipandemie. Pe supușii monarhiei i-au bucurat în schimb semnele de împăcare dintre prinții William și Harry, care s-au întors împreună la castel după slujba de înmormântare.
Cortegiul funerar a parcurs drumul dintre Castelul Windsor și Capela St. George pe o muzică de fanfară, aleasă de însuși ducele de Edinburgh. Dacă sicriul a fost transferat cu un Land Rover modificat anume, după sugestiile prințului Philip, din curtea castelului nu a lipsit nici trăsura lui, pe banchetă fiind puse șapca și mănușile sale. În maestoasa capelă gotică St. George, serviciul religios a fost oficiat de diaconul de Windsor și de arhiepiscopul de Canterbury. Un cor format din 4 cântăreți a intonat răscolitor imnuri, de asemenea alese de prințul Philip. We have been inspired by his unwavering loyalty to our Queen, by his service to the nation and the Commonwealth, by his courage, fortitude and faith. Our lives have been enriched. His kindness, humor, and humanity. Potrivit presei britanice, în poșeta ei neagră, regina a ținut o fotografie cu ea și Philip, proaspăt căsătoriți, și una dintre batistele mult iubitului ei soț. La sfârșitul slujbei, sicriul a fost coborât în cripta regală a capelei, unde va rămâne până la moartea suveranei. Soții reuniți vor avea apoi ca destinație finală capela memorială a regelui George al VI-lea, tatăl reginei Elisabeta a II-a. După slujbă, prințul William a părut că l-așteaptă pe fratele lui Harry să-l ajungă din urmă. Și-au potrivit pașii și au parcurs drumul până la castel pe jos, umăr la umăr. Soția lui William, Kate, a făcut un pas în lături, tocmai ca să-i lase pe frați să discute nestingheriți. Ducesa de Cambridge este astăzi omagiată de presa londoneză, nu doar pentru acest gest de mare delicatețe, ci și pentru eleganța ei desăvârșită. La ținuta de doliu, Kate a purtat un colier de perle, un tribut adus prințesei Diana, care l-a purtat la un banchet la Hampton Court Palace în 1982. Colierul a fost un dar pentru regină din partea poporului japonez și parte a colecției regale de bijuterii. Cu munți de flori depuse la porțile domeniului Windsor, mesaje tandre sau închinând o halbă de bere în memoria prințului, britanicii de rând i-au adus și ei un omagiu. Oamenii au urmărit ceremoniile la televizor, fie acasă, fie în puburi. La ora locală 15, mulți britanici, de la premierul Boris Johnson până la copiii de grădiniță, s-au recules în memoria ducelui. În țară, cei care nu au mai putut merge în vacanțe exotice au ales destinații exclusiviste. Cum arată aceste unități de cazare și ce le oferă oaspeților? Aflați în câteva momente. Polițiștii din capitală au oprit azi noapte două petreceri la care participau 10 de persoane. Una dintre ele era într-un club din sectorul 1. La fața locului au sosit agenți de la 3 secții, care au legitimat și sancționat 64 de oameni cu 64.000 de lei în total. De asemenea, administratorul clubului a fost amendat cu 15.000 de lei. O altă petrecere a fost întreruptă în sectorul 5 de polițiști. 23 de petrecăreți au fost găsiți la o aniversare. Și aici s-au dat amenzi de 36.000 de lei pentru că aceste adunări sunt interzise în pandemie. Vești pentru românii care doresc să călătorească în Israel. Din 23 mai, Țara Sfântă își redeschide granițele pentru turiștii care pot face dovada că au anticorpi COVID. Vizitatorii trebuie să fie vaccinați ori să fi trecut prin boală, iar verificarea anticorpilor se face prin analiză serologică la intrarea în Israel pe cheltuiala acestui stat. Dar turiștii vor fi testați și PCR și încă de 2 ori la plecarea spre Israel și acolo. La aceste analize s-ar putea renunța când guvernele român și israelian vor recunoaște printr-un acord oficial certificatele de vaccinare. Campania de vaccinare din Israel și-a atins ținta. Populația este imunizată. Oamenii pot merge pe stradă fără mască. Activitățile economice s-au reluat și din 23 mai se redeschide și turismul. Toți vizitatorii vor fi obligați să facă dovada că au anticorpi COVID. Asta înseamnă fie că au făcut boala, fie că sunt vaccinați. Vă zic care este situația la noi acum. Copii care sunt sub 16 ani și care nu sunt vaccinați, n-au acest certificat. Și dacă n-au acest certificat, atunci ei n-au primit acest pașaport verde, cum noi îl chemam, și ei, de exemplu, nu pot să intră în restaurantele, pot să rămână numai în aer liber,
Și la fel o să fie și cu turismul. Dacă un copil nu este vaccinat, nu are anticorp sau același copii n-a făcut COVID, atunci nu poate să călătorească. În România, situația se prezintă astfel. Peste 1,5 milioane de oameni sunt vaccinați cu ambele doze și încă 940.000 de persoane au trecut prin boală. Dintre cei vindecați de COVID, aproximativ 65.000 sunt copii. Asta ar însemna un total de aproximativ 2,5 milioane de cetățeni care au teoretic anticorpi. Așadar, ca să intre în Israel, românii trebuie să facă dovada anticorpilor. Analiza serologică va fi făcută la intrarea în țară, pe cheltuiala statului israelian. În plus, turiștii au nevoie și de două teste PCR ca să intre în Țara Sfântă. Unul făcut înainte de plecare și încă unul când ajung în Israel. Toți cei care vor să călătorească în Israel trebuie să o facă în grup organizat, printr-o agenție de turism, trebuie să fie deja vaccinați și să fie dispuși să facă aceste două teste. Israelul va renunța la analiza serologică, nu însă și la testele PCR, dacă guvernul român va semna cu guvernul israelian un acord de recunoaștere a certificatului de vaccinare, pe modelul celor semnate deja de Israel, cu Grecia și Cipru. Israelul a atins imunizarea colectivă după o campanie de vaccinare non-stop, începută imediat după lansarea primelor seruri și a reușit în numai 3 luni de zile să administreze ambele doze pentru 57% din populație. Iar rezultatele se văd. Media îmbolnăvirilor a scăzut cu 98%. O performanță care nu ar fi putut fi posibilă fără responsabilitatea autorităților și fără sprijinul cetățenilor. Romeo Diaconescu, ProTV. Turismul exclusivist a înregistrat în România cel mai bun an din istoria sa în plină pandemie. Asta spun operatorii platformelor de rezervare și antreprenorii care au mizat pe rafinament și eleganță. Numărul locurilor de cazare în unitățile premium s-a dublat în ultimul an, iar gradul lor de ocupare a fost de peste 90%. Clienți sunt cei care nu și-au mai putut face vacanțele în străinătate. Această casă din centrul Brașovului, construită la începutul secolului 20 în stilul Art Nouveau, a intrat în circuitul turistic după 3 ani de restaurare și o investiție de 3 milioane de euro. Locul îmbină noblețea și rafinamentul burghez cu confortul dat de tehnologiile inteligente. Deschis acum numai 2 luni, hotelul este tot timpul plin. Acesta este viitorul, locațiile mici, foarte bine amplasate, cu servicii foarte bune. Este diferit pentru că este mic, este o locație mică, nouă nu ne plac locațiile mari și aglomerate și atunci asta este motivul pentru care l-am ales noi. Și o firmă de arhitectură din București a decis să investească 1 milion de euro în turism, la poalele cetății Râșnov. Un mic oraș în oraș. Așa poate fi descris acest butic hotel din Râșnov. Ai impresia că intri în altă lume. Odată ce pășești aici, descoperi 3 case săsești renovate până la cel mai mic detaliu. Și nu ai cum să nu remarci îmbinarea armonioasă între elementele tradiționale și cele moderne. Cele 9 duplexuri, restaurantul Fine Dining, sauna și curtea generoasă întregesc experiența pe care o caută mulți clienți rafinați. Au fost îmbinate cu cele mai performante tehnologii în materie de confort, încălzire, elemente foarte moderne, piese de autor, cum ar fi căzile William Holland, cum ar fi canapelele Chesterfield. Clienții noștri caută tipul acesta de produs, de calitate, de bun gust, de confort și care apreciază istoria. Eu cred că acest gen de locație are atât de mult succes datorită faptului că lumea dorește din nou să fie răsfățată. Segmentul exclusivist este un pariu câștigat, chiar și în pandemie, spun administratorii platformelor de rezervare, care au înregistrat cifre record în ultimul an. Au fost grade care au avut grad de ocupare de peste 90% pe tot parcursul anului. Pe platforma noastră au fost în vârf de sezon, aveam undeva la 100-120 de solicitări de rezervare care se loveau de refuzul gazdelor pe motiv de indisponibilitate. În toată țara există acum aproximativ 600 de centre turistice exclusiviste. O cameră costă în medie 80 de euro pe noapte, dar cheltuiala oaspeților este sensibil sporită de meniurile gourmet preparate de șefi renumiți. Piața muncii din România este într-o continuă mișcare. Unii angajați care și-au pierdut slujbele au luat decizii îndrăznețe și-au deschis mici afaceri de familie adaptate acestor vremuri dificile. În paralel, cele mai multe slujbe oferite de mari angajatori sunt în IT și construcții.
Aici avem undeva la 100 de kilograme, iar zilnic care ducem așa la magazine și vindem undeva la 150-200 de kilograme. Dănuț Lihat are 44 de ani și în ultimii 17 ani a lucrat ca bucătar în zona Sibiului. Anul trecut și-a deschis o carmangerie în localitatea natală, Ruștior, din Bistrița Năsăud. În pandemie, pentru mine a fost un succes. Produsele noastre tradiționale au prins foarte bine la clienți, pentru că nu conțin euri, conservanți, le facem naturale, este o afacere de familie, lucrăm doar noi. Și Elena Rus și-a transformat pasiunea pentru gătit într-o mică afacere, care îi aduce venituri sigure. Femeia din Tiha Bârgăului are acasă un punct gastronomic. Poate servi din mâncarea făcută în casă 12 turiști, dacă aceștia își fac o programare. Îmi doream cândva un mic restaurant, ziceam eu, și uite că a apărut ideea de punct gastronomic local. Este mai puțin costisitoare și este, eu zic că, la îndemâna oricui care vrea să promoveze zona turistică, să-și promoveze produsele tradiționale și din pasiune să facă o meserie. De altfel, de la începutul acestui an s-au înființat cu 20% mai multe firme față de aceeași perioadă din 2020. Micii antreprenori se îndreaptă spre afaceri de familie sau de nișă. Este important să fie deschiși, să accepte tot felul de genuri, de forme de angajare, cum ar fi muncă temporară sau proiecte parțiale, să devină freelancer. Este un mod în care pot trece mai ușor peste perioada aceasta. Dincolo de micile afaceri, marile companii caută personal în această perioadă. Această fabrică de frigidere, care se construiește lângă Ploiești, de pildă, are nevoie de 800 de angajați. O să angajăm 500 de operatori, tehnicieni din domeniul producției, mentenanțe, logistică, calitate și, bineînțeles, ingineri. Unele sectoare au fost învingătoare în pandemie. Mă gândesc aici, în primul rând, la sectorul IT, cu o creștere de peste 20% în România, și la sectorul construcțiilor, cu o creștere de peste 10 puncte procentuale. Potrivit unui studiu realizat de Hippo.ro, sectorul inginerie tehnic se află pe locul 2, după IT, în topul specializărilor cu cele mai multe joburi disponibile. Stațiunile de cercetare din România fac bani frumoși din puieți de pom fructiferi. Mii de oameni care au fugit de la bloc în pandemie s-au mutat la curte și au descoperit plăcerea de a-și amenaja grădinile. Așa că cererea a crescut față de anii trecuți de 4-5 ori. Și afacerile celor care cresc plante ornamentale merg foarte bine în lipsa importurilor din Olanda și Belgia. La stațiunea de cercetare și dezvoltare pentru pomicultură din Valul lui Traian, în câteva luni a fost vândut tot stocul de puieți pe care inginerii îi aveau pentru următorii 2 ani. Prețurile au fost cele de la începutul pandemiei, respectiv 15 lei pentru măr, păr, piersic, cireș sau chiar migdal. Anul acesta a fost un an foarte bun, cred că și datorită pandemiei, oamenii s-au mai dus pe la țară, pe la curți și au început să planteze pomi. Am vândut practic stocurile de pomi în totalitate. Am avut și de anul trecut rămași în jur de 3.000, plus vreo 30.000 din anul acesta și practic s-au vândut toți pomii. Ne-am gândit să înființăm o livadă de pomi fructiferi, pruni, piersici, meri. Pomii fructiferi crescuți în stațiunile românești au avantajul aclimatizării la condițiile actuale din România, spre deosebire de cei din export, care uneori nu rezistă iernilor noastre. Și cei care pregătesc livezi comerciale preferă soiurile autohtone. Poate fi considerată o investiție și în mod clar pe termen lung. În acest moment, lumea, stând mai mult pe lângă casă, ar putea să aibă mai mult timp disponibil pentru a se dedica aceste activități. La fel de bine au mers vânzările și pentru arbori și arbuști ornamentali. O pepinieră din Brăila, de pildă, este asaltată de clienți de când s-au redus importurile de plante ornamentale din Olanda, Italia sau Belgia. Cred că un 20-30% în plus este. Probabil că stau mai mult acasă și au mai mult timp de grădinărit. Cel mai bine în ultimul an s-au vândut arbuștii de tuia în toate cele peste 10 varietăți existente, dar la fel de bine și coniferele de la brad, brad argintiu până la molid. În afară de pomii fructiferi, cei mai căutați arbori sunt arțarul, platanul, mesteacănul, frasinul sau stejarul.
Drumețiile pe jos sau cu bicicleta au luat avânt, așa că dezvoltarea turismului ecologic a devenit o necesitate. Autoritățile din Sibiu au lansat un proiect de reabilitare a sute de kilometri de trasee care străbat județul. Toate vor fi cuprinse într-o platformă digitală unde turiștii vor găsi informațiile necesare pentru organizarea unei vacanțe perfecte. Vom pedala prin câteva sate frumoase. Zona aceasta este numită Mărginimea Sibiului. Acești străini au trecut prin Sibiu și au ajuns până la Transalpina. Drumul e plin de culoare, dar au observat și câteva lipsuri. În primul rând, niște indicatori foarte clari cu locul. În plus, chiar configurația de multe ori s-a schimbat. Sunt zone împădurite, potecile practic nu mai există. Cicliștii și-ar dori și niște locuri de popas, cu mese și bănci. Suntem conștienți că acest gen de turism este nou în România. În timp, poate veți avea mai multe toalete publice. Autoritățile locale susțin că vor să rezolve problemele, așa că au lansat proiectul Anii Drumeției, pentru care au alocat 1,5 milioane de lei. Cea mai mare problemă este aceea cu mentenanța traseelor. Noi ne-am dorit ca la nivel de autorități județene și locale să există o colaborare și practic o asumare a acestor trasee. Echipa de specialiști va identifica foarte clar ce trasee de drumeție avem la acest moment, care sunt nevoile de reabilitare, ce trasee pot fi incluse în această platformă. Ne gândim și la cei care aleargă, cei care fac trekking, cei care fac schi de tură, cei care se dau cu biciclete, deci se inclus toată lumea care face mișcare. În prezent, în județul Sibiu, sunt aproximativ 750 de kilometri de poteci și trasee de bicicletă. Unele urcă până pe creasta munților Făgăraș și Cindrel, altele străbat locuri fermecătoare de pe Valea Hârtibaciului și Valea Târnavei. În Rusia, opozantul principal al lui Vladimir Putin, Alexei Navalny, poate suferi în orice moment un stop cardiac, avertizează medicii și apropiații săi. În timp ce președintele american Joe Biden spune că felul în care curajosul critic al regimului Putin este tratat de țara lui este strigător la cer. Doctorul personal al lui Navalny și un cardiolog au cerut din nou să li se permită să-l vadă în închisoare pe opozantul rus, care este în greva foamei din 31 martie. Potrivit acestora, nivelul de potasiu din sângele lui Navalny a ajuns la un punct critic și indică o afectare a funcționării rinichilor și faptul că grave probleme de ritm cardiac pot surveni oricând. Un show aviatic din Florida a fost cât pe ce să se încheie tragic. Spre stupefacția celor care erau la plajă, pilotul unui avion a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în apele oceanului după ce i-a cedat un motor. Bărbatul de la manșă era singur la bord și a ieșit din carlingă ajutat de turiști. Aparatul de zbor era din al doilea război mondial și fusese restaurat.